Suntem acasă. Ce faceți? Bine ați venit. Care v-am găsit? Ce faceți? Așteptăm. Dar se face rai. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine, aici se desfășoară activitatea. Bine, părintele, haideți, părintele. Bine, bine. Bine, bine. Pe festivitatea cu intonarea imnului național, așa cum se cuvine la un astfel de eveniment important pentru noi toți. Vă mărturisesc, deși n-ar trebui să spun în început de la deschiderea unui astfel de eveniment. Este un eveniment foarte important, cu o încărcătură emoțională mare și încercăm să ne adaptăm și să facem față. Bună ziua și bine ne-am întâlnit la acest deosebit eveniment din viața comunității noastre și a școlii Emil Brăiescu, prilejuit de inaugurarea sau, mai bine zis, deschiderea grădiniței cu trei grupe din comuna noastră, din curtea școlii Emil Brăiescu, în imediata apropiere a primei școli construită în comuna Măgura cu mai bine de 100 de ani de Emil Brăiescu, binefăcătorul nostru, ca să spun așa, școală care îi poartă de altfel și numere. Dacă ne uităm la această clădire, putem constata că timpul aproape nu și-a lăsat amprenta asupra ei. Este încă utilă și funcțională la peste 110 ani. Dovadă că și la timpurile de atunci erau foarte buni arhitecți, foarte buni proiectanți și, bineînțeles, constructori, care executau lucrări de această anvergură, la vremea respectivă de anvergură foarte mare. Mă gândesc că ceea ce am reușit să edificăm noi aici, să dăinuie, măcar atâta timp cât a dăinuit această clădire, această primă școală din comuna Măgura, să fie la fel de utilă și de benefică, așa cum a fost clădirea despre care vorbim, și să aducă beneficii majore comunității noastre atunci când vorbim de educație.
Dar dați-mi voie să fac, să salut și prezența la acest eveniment deosebit al nostru, a doamnei Tudorița Lungu, prefectul județului Bacău, bine ați venit, doamnă, a domnului Mircea Fechet, președintele Organizației Județene a Partidului Național Liberal, a domnului Marcel Nichita, consilier județean, și a doamnei Mihaela Franz, inspector în cadrul Inspectoratului Județean Bacău. Și a domnului inspector Sorin Bostan, din cadrul aceleiași instituții. Vă mulțumim pentru faptul că v-ați rezervat o parte din timpul dumneavoastră pentru a fi alături de noi astăzi aici la acest deosebit eveniment. Am putea spune că acest eveniment are o oarecare unicitate pentru faptul că de mai bine de 60 de ani în Comuna Măgura pe infrastructura școlară nu s-a mai construit nimic și probabil în foarte multe localități din țară, nu numai la noi, având cumva un deficit sau un, nu știu dacă e bine să folosesc un cuvânt mai grav, la acest aspect. Și iată că după atâția ani am reușit, prin eforturi comune, bineînțeles împreună cu Consiliul Local, pentru că singur nu pot să fac nimic, ci împreună cu dumnealor și chiar le mulțumesc cu această ocazie pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în toată această perioadă, am reușit să depunem proiecte pe Programul Național de Investiții și să și obținem finanțare pentru implementarea lor. Am obținut în cadrul acestui program finanțare pentru grădinița pe care o inaugurăm astăzi și pentru reabilitarea școlii din Crihan, care se află într-un stadiu de realizare de peste 80%. Cred că în curând vom inaugura și acel edificiu care ne este la fel de necesar și de benefic în procesul educațional de la nivelul Comunei Măgura. Da, am reușit împreună, pot să spun acest lucru, împreună cu dumneavoastră, domnilor consilieri, cu comunitatea, cu cadrele didactice, cu toți cei care au putut să pună umărul la realizarea acestor investiții pe plan local în Comuna Măgura. Și chiar aș putea să merg mai departe un pic și să spun că, având în vedere că pe pagine de socializare mai tot timpul se discută despre faptul că ne cam place să ne lăudăm. Când mai realizăm câte ceva, când mai facem câte ceva pentru comunitatea noastră, eu spun da, ne lăudăm. Ne lăudăm pentru că avem cu ce ne lăudăm. Pentru că împreună am reușit să realizăm lucruri frumoase pentru comuna noastră. Păi de ce să nu putem noi aminti oare despre gazul pe care am reușit să ducem în Sohodol, tot pentru concetățenii noștri? Despre înființarea sistemului de gaze în satele Crihan și Dealul Mare, despre căminul cultural care urmează să fie inaugurat, cred că în luna octombrie, finanțat din fonduri europene, despre grădinița cu 4 grupe din satul Nou Crihan, care va deservi în curând, cred că din toamna anului următor, tot infrastructurii educaționale din Comuna Măgura și multe alte obiective pe care împreună cu dumneavoastră, domnilor consilieri, și cu aparatul din primărie și nu numai, am reușit să implementăm și să accesăm fonduri pentru toate aceste proiecte. Deci asfaltul pe care cu greu am reușit să-l punem din fonduri locale, dar am reușit. Dovadă că și la noi se poate. Facem lucruri bune și minunate împreună. Și cred că în continuare vom reuși tot uniți împreună să dezvoltăm această comună prin proiectele pe care ni le-am propus și pe care le-am pregătit deja pentru finanțare. În ședința din această săptămână, știți și dumneavoastră, am modificat lista de investiții tocmai pentru a pregăti un proiect foarte important pentru comunitatea noastră, asfaltare în Cujbic și Metal Bac, o zonă foarte fierbinte, aș putea spune, pentru că sunt foarte mulți locuitori acolo, pe noul program deschis de Guvernul României, Angel Saligny, pe care sperăm să obținem și finanțare.
Da, am reușit împreună și cred că ne putem lăuda cu astfel de lucruri, pentru că nu ne lăudăm în vans. Realizările noastre sunt rezultatul muncii noastre. În încheiere aș dori să adresez mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui edificiu. În primul rând, aș dori să amintesc pe domnul Marian Cătuneanu, proiectantul acestei grădinițe, care a reușit să o încadreze atât de bine în arhitectura zonei în care ne aflăm, firmei care a construit această grădiniță, Contact Plus, domnului Radu Lazăr și asociatului dumnealui, domnului, îmi scap acum, sincer, domnul Nicu Breahnă și, bineînțeles, dumneavoastră, domnilor consilieri locali, cadrelor didactice și, nu în ultimul rând, doamnei director Donița Vasiloiu, care a fost trup și suflet și este în continuare pentru tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu educațional. Nu știu dacă e la capitolul laude, dar cred că putem aminti și de proiectul Narada, în care dumneavoastră s-a implicat foarte mult și a reușit să aducă în școala Emil Brăiescu sponsorizări din diverse surse din județul Bacău, de la diverse firme care au hotărât să fie alături de noi. Ceva table interactive, de asta ne veți lămuri dumneavoastră, ne veți povesti dumneavoastră câte ceva. Încerc să mă opresc aici, cu emoțiile de rigoare, îmi cer scuze dacă nu am fost destul de coerent la un moment dat. Vă doresc multă sănătate tuturor, să dea Dumnezeu să avem realizări la fel de frumoase și de importante împreună și pe viitor și să ținem aproape. Doamne ajută și multă sănătate! Atât am avut să vă spun. Vă rog, doamnă, director, așa lucrurile să ne spunem. Înainte de a aminti câteva lucruri frumoase din unitatea noastră de învățământ, aș dori să dau cuvântul invitaților noștri, că așa este frumos și corect, și mai apoi am să vă povestesc și eu câte ceva. Doamna prefect, dacă vreți să ne spuneți câteva vorbe. Domnul deputat, ar fi pe protocol, așa că îl las pe domnul. Atunci, domnul deputat, vă rog. Vă mulțumesc, domnule primar Iordache Costră, și dacă nu v-ați fi lăudat dumneavoastră cu cât de multe proiecte aveți în Comuna Măgura, să știți că aș fi făcut-o eu. Nu pentru că suntem colegi de partid, dar pentru că această comună este condusă într-adevăr de un om gospodar. Și nu, cetățenii nu se bucură doar de frumusețea acestor locuri, de viu superb și de natură, ci se bucură mai ales de o infrastructură serioasă, fie că vorbim despre utilități, fie că vorbim despre drumuri, fie că vorbim, iată, despre infrastructura școlară. Aș dori și eu să vă felicit, domnule primar, pentru că împreună cu colegii dumneavoastră de aici, cu consilierii locali, cu doamna director și așa mai departe, reușiți să ne faceți mândri mereu și să ne simțim bine, să ne simțim ca acasă atunci când venim la Măgura. Doresc să o salut pe doamna prefect Tudorița Lungu, și revăd cu mare drag pe inspectorii școlari, atât pe domnul Bostan cât și pe Mihaela Franț, Marcel Nechita, consilier județean, de asemenea foarte implicat. Salut și consilierii locali și toți cetățenii Comunei Măgura. Mă simt aici ca acasă și cadrele didactice, bineînțeles, foarte bine mă completează doamna director și vă mulțumesc pentru acest lucru. Vă mărturisesc, domnule primar, că atunci când sunt chemat la o inaugurare de școală sau de grădiniță, mă bucur mult mai tare decât atunci când sunt chemat la inaugurarea vreunui drum, vreunui pod sau rețea de gaze și așa mai departe, nu pentru că n-ar fi și alea importante, dar eu cred foarte mult că așa cum reușim să ne educăm copiii, și o spun în calitate de părinte, în primul rând, așa va arăta probabil România peste câteva zeci de ani, așa generațiile următoare, în funcție de condițiile pe care noi le asigurăm astăzi, în funcție de calitatea învățământului, de ceea ce le predau dascălii, așa va arăta probabil România. Ori din acest motiv
dacă un drum se va strica peste 3 ani, peste 5 ani sau cine știe când, o școală va produce efecte bune pentru 10 de ani de aici încolo. N-aș lungi-o prea tare pentru că urmează probabil și alte discursuri. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Vreau să vă spun că în calitate de deputat voi fi în continuare un partener nu doar al primăriei Măgura, ci al tuturor primăriilor din județul Bacău, pentru că eu cred că învățământul, infrastructura, calitatea vieții nu au vreo anumită culoare politică și tot județul, acolo unde este nevoie, bineînțeles, ar trebui să beneficieze de aceste investiții. Sunt sigur, fără să fi intrat în această grădiniță, că ea arată mai bine decât grădinițele din municipiul Bacău. Și aici e o chestiune pe care o spun, am spus-o și la Mănăstirea Cașin acum 2 zile, am spus-o și prin județ, este păcat că în mediul rural, în județul Bacău, școlile și grădinițele arată mai bine decât cele din oraș. Pentru că aici primarii s-au îngrijit printr-un AFIR, printr-un PNDL, prin fonduri europene sau guvernamentale, de multe ori din buget local și din efortul cetățenilor, dar înțeleg mai bine cât de importantă este calitatea învățământului. Ori m-aș bucura să urmeze exemplul dumneavoastră și municipiul Bacău, să avem la fel de frumoase școli și grădinițe. Vă mulțumesc și mult succes în continuare. Doamne ajută, ne ocupăm de Vă mulțumesc, domnule deputat. Doamna prefect, dacă doreți să ne spuneți câteva cuvinte, aș vrea să spun doar că întotdeauna am găsit telefonul deschis și la dumneavoastră și la domnul deputat Mircea Fechet. Ori de câte ori am sunat și am cerut ajutor, am găsit telefonul deschis și am găsit și rezolvare la multe probleme pe care le-am avut. Și mulțumesc tare mult pentru că ne-a scos aproape și cu siguranță ne veți fi în continuare în derularea proiectului pe care ne dorim să le implementăm în comună. Mă vreau, vă rog. Da, vă mulțumesc frumos, da, cu telefonul puțin și de plăcere, însă nici n-aș avea încotro, pentru că președintele clar m-ar certa dacă aș uita să răspund primarilor Partidului Național Liberal și primarilor în general. Astăzi mă bat un pic de la protocol și încep să-i salut prima dată cadrele didactice. Pentru că mâine începeți anul școlar și pentru că e ziua dumneavoastră și meritați toate aplauzele și mulțumirile pentru tot ce faceți aici. Eu am trecut destul de des pe la dumneavoastră, doamna directorii, povesteam când m-a invitat că ar trebui să plec undeva și zicea, nu există, trebuie să ajungeți și da. Da, n-aveam cum să n-ajung. Domnul deputat spunea că școlile mai frumoase aici, păi da, sunt mai frumoase, să știți că și copiii aș încerca să cred că sunt mai frumoși. Uitați-vă ce respect pentru tradiții, ce respect pentru școală au. Mă bucură foarte, foarte tare să văd că astăzi sunt aici 2 inspectori de management, lucru mare, să știți că de foarte puține ori am întâlnit treaba asta, parcă ar fi o competiție, să știți că eu am stat de vorbă cu ei acum o săptămână și le spuneam, vreau să mergeți în fiecare școală și să-mi spuneți de acolo pe bune cum stau lucrurile. Da, e bine, dacă e bine și dacă nu e bine, spuneți, măcar să știm și să știm ce avem de făcut, dar aici e bine și ați venit amândoi. Să trec la protocol și să-l salut pe președintele PNL și pe deputatul Mircea Fechet, să-l salut și eu pe colegul consilier județean Nechita, să-l salut pe domnul viceprimar care, uite, îmi face cu mâna de acolo, pe consilierii locali, pe toți din comună, dacă sunt și alții aici prezenți, prea cu cernici părinți, n-am vrut să vă zic ultimii, dar ce s-am făcut așa, cum a bătut privirea și dumneavoastră vă mulțumim. Vă felicit pentru această școală, pentru că, da, investiția în educație este cea mai durabilă investiție. Vă doresc succes, dar mai ales vă rog pe toți, ca în școala aceasta să fiți sănătoși. Și ca să fiți sănătoși și copiii să vină la școală, să vină fizic la școală, știți ce rol important aveți. Vă rog din suflet să vă protejați, să aveți grijă de dumneavoastră și de ei. Pentru că dacă n-avem grijă, ne întoarcem din nou în momentele alea grele.
Știți ce an nenorocit am avut anul trecut. Îmi doresc din tot sufletul și părinte. Rugați-vă, rugați-vă ca anul ăsta să fie mai bun. Vă doresc succes. Vă mulțumesc, doamna Petreția Lumina. Sigur, ne dorim cu toții ca acest început de an școlar să fie unul altfel, nu așa cum am spus la încheierea anului școlar, un an altfel datorită faptului că aproape pe întreaga durata anului școlar, învățământul s-a desfășurat la distanță. Sperăm și noi ca în acest an educațional să vedem copiii în permanență la școală și pandemia să ne lase în pace, să ne putem desfășura activitatea așa cum ne dorim cu toții. Da, în primul rând ne-am gândit odată cu implementarea acestui proiect, în completare, doar două vorbe, la sănătatea copiilor noștri, în primul rând, și a cadrelor didactice și a procesului educațional care se desfășoară cu siguranță altfel într-un astfel de edificiu. Mai luminat, mai risit cu dotările necesare anilor 2020-2021 în care ne aflăm. Să sperăm că și părinții care ne-au reproșat adesea că nu ne ridicăm la înălțimea solicitărilor, dorințelor dumnealor, să ne viziteze în curând și să-și aducă copiii la grădinița noastră, pentru că, iată, este nouă și primitoare și, cu siguranță, pentru toți cei care doresc să ajungă, să ne calce pragul, îi așteptăm cu drag. Un început bun a fost. Un început bun a fost, da. Au venit deja câțiva părinți. Doamnă director, vă rog. Dau cuvântul doamnei inspector Mihaela Franț și mai apoi domnul inspector Sorin Bostan. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos pentru invitație, sunt onorată să fiu alături de dumneavoastră și ca școala Emil Brăiescu Măgura să fie arondată mie ca și inspector pentru management. Ce pot să vă spun decât să vă felicit atât pe dumneavoastră, domnul primar, Consiliul Local, cadrele didactice, doamna director și pe voi, dragi elevi, care puneți suflet și dați un suflu viu acestei școli. Vreau să vă urez în acest an școlar să venim fizic la școală, să nu mai fim nevoiți să învățăm online, având în vedere că în anul precedent școala Măgura chiar a stat ca multișor în scenariul roșu, așa că sperăm că anul acesta să nu mai avem parte de acest lucru. Vreau să vă urez un an școlar bun, plin de succese, elevilor de care pășesc în clasa 8-a, mult succes la examenul ce bate la ușă și să ajungeți acolo unde vă doriți. Mulțumesc frumos pentru invitație! Bună ziua! Sunt aici în dublă calitate, de locuitor al Comunei Măgura și de lucrător în educație. Și doresc să felicit pe domnul primar, domnul consilier local, domnul viceprimar, îl văd acolo, și doamna director pentru efortul depus. Ca și cetățean al Comunei Măgura, sunt fericit ca și lucrător în educație însă, lucrurile ar putea să stea un picuț mai bine. Se vede că acolo unde primarul nu stă pe scaun, vin și banii. Banii nu vin stând pe scaun, banii trebuie căutați. Să sperăm că din acest punct de vedere municipiul Bacău, de exemplu, se va ridica măcar la ceea ce este județul în momentul ăsta. Sunt deosebit de fericit să inaugurăm o clădire nouă, repet, ca și lucrători în educație. Dumneavoastră, copiilor, cadrelor didactice, vă urez un an fizic la școală. Și să ne dea Dumnezeu sănătate și liniște. Mulțumesc! Mulțumim tuturor celor care ne-au adresat cuvinte frumoase. Acum cred că mi-a venit și mie rândul. Dacă am emoții, vă rog să mi le scuzați. Sunt firești și chiar n-ai cum să nu ai. Mai ales când vezi așa un popor alături de tine impresionant. Să știți că acest edificiu pe care noi ne zbatem de ceva vreme, mai acum vreo săptămână nu avea mai nimic. Vineri seara nu avea nici măcar jaluzele, nici măcar dulapuri, nici nimic. Dacă intrați înăuntru, să știți că totul s-a așezat.
Dar nu vreți să știți cam ce a fost în sufletelul nostru în ultimele, eu știu, 10 zile. Pentru acest lucru vreau să mulțumesc domnului primar, consilierilor locali, nu înainte de toate... Acum, dacă mă lăsați, vreți să mă completați, vă mulțumesc din suflet. Am aici un colectiv de cadre didactice, drag mie, care au dovedit încă o dată că suntem un colectiv caracterizat prin bunătate, onestitate, solidaritate și unitate. Vă mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc că personalului auxiliar care au depus eforturi inumane în ultima vreme pentru că trebuia să ne pregătim și pentru începerea noului an școlar la cele două școli, dar și la cel mai important edificiu nou construit. Așadar, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc tuturor, mulțumesc în mod deosebit celor două doamne consiliere care au depus așa un efort, sincer, a fost o surpriză din partea dumnealor să vină să picteze cu noi, să plantăm flori, să facem de toate. În final a ieșit un lucru minunat de care să dea bunul Dumnezeu să ne bucurăm mult înainte. Mulțumesc frumos! Salut, doamna director, și eu vă felicit împreună cu cadrele didactice pentru efortul pe care l-ați depus, pentru că în afara grădiniței, pe spațiul pe care ne aflăm acum, este doar munca dumneavoastră susținută și a cadrelor didactice. Tot ce vedeți dumneavoastră, domnilor consilieri și stimați invitați, este realizat împreună cu cadrele didactice și cu aparatul din tehnic de la primăria Măgura. Împrejmuirea pe care o vedeți este făcută cu serviciul de gospodărire comunală, iar gazonul, florile, toate amenajările pe care le vedeți aici au fost făcute de cadrele didactice. În ultima săptămână aș putea spune că era un furnicar aici. Toată lumea a fost prezentă și și-a adus aportul în mod deosebit la realizarea acestei lucrări pe care o vedeți. La înfrumusețarea mai curând a spațiului din afara grădiniței. Ce să vă mai spun în încheiere, vă mulțumim tare, tare mult. Încă o dată mulțumesc Consiliului Local pentru faptul că mi-a fost întotdeauna aproape și îmi este aproape în continuare pentru implementarea altor proiecte care urmează în viitorul apropiat. Și să ne dorim multă, multă sănătate, să fim într-adevăr liberi de pandemie, să nu ne mai încurseteze anul acesta. Sperăm tare să reușim și să vedem copiii fizic la școală. Da, doamnă Dăchioaia, sărut mâna, v-ați ascuns acolo, veniți în față, vă rog frumos. Haideți lângă noi, un cadru didactic care și-a desfășurat întreaga activitate în această școală, în școala Emil Brăiescu. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi. Ne cerem scuze. Pe ultima sută am reușit și de care fiecare dată. Vă rugăm dacă ne puteți spune câteva cuvinte. Vă rugăm. Știu că sunteți emoționată. Toți suntem. Vă rog tare. Da. Mulțumesc. Chiar dacă am ajuns ultima, mă bucur alături de domnul primar, Consiliul Local, doamna director și colegii, elevii, foști elevi, și pot să spun că un vis al meu a devenit realitate. De mult ne doream această grădiniță, de mult s-au făcut studiile, am sperat, dar știți, totul se realizează atunci când vrea cel de sus. Ce să urez colegilor, un an școlar bun, fără cod roșu, copiilor mult, mult succes în noul an și rezultate așa cum am fost eu învățată să fie la Măgura, tot timpul cele mai bune. Mult succes și vă mulțumesc de invitație. Să rog mâna și noi vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, doamna Iurdechea. Am reușit într-un final și iată că această clădire pe care ne-am dorit-o cu toții se află în curtea școlii Emil Brăiescu. Este funcțională și de mâine vom avea primii învățăcei care vor păși pragul acestei grădinițe. Eu vă mulțumesc, cred că am vorbit deja prea mult. Vă mulțumesc tare, tare mult. Da, să dăm cuvântul, dacă spun bine. Da. Trebuie să tăiem pamlica, cred, tăierea pamlicii și abia după să trecem la sfințire. Haideți-ne mele. Haideți-ne mele.
Trebuie să fie roșu, galben și albastru, adică... Nu mai ai de ales, iată. De unde trebuie să te... Din partea cealaltă. Așa. Din partea cealaltă. Așa? Bine? Da. Am pus pamele, că nu jucă de... Da. Să ia dumneavoastră, cred, nu? Da, o să mă duc în două, cred că asta. Rămas fără pamele. Împărțim, domnul primar. Mare drag. Așa e bine. Să nu am întâlnit deosebit. Ce emoții. Da, toți avem, pocheți? Da. Da. Da, tu de aici. Da. Gata. Slavă Sfinte și cele de ființă de viață vădătoare și nedespărățitei trăim, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, împărate cele smânghetorile Duhul adevărului, care pretutindele ești pe toate, le împlinești vizierul bunătăților și dătătorile de viață. Vino și te sănășulește pe noi, ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Slavă, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Miluiește-ne. Pentru pace de suflet, în mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Miluiește-ne. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor, Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor de Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru Sfânta Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră de sedare întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru înaltă prea Sfințitul și Arhiepiscopul nostru Ioachim, ale Domnului și Bacăiului, cinstă preoțime, cea-n cu Hristos în diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bine, credinciosul popor Domnului, de pretutindenea, pentru conducătorii țării noastre, mai mari orașilor și satelor, și pentru oastea cea de Hristos iubitoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primite asupra acestor tineri Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, să le lumineze mintea și cugetul și să le deschidă inima spre primirea învățăturilor celor bune. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să deschidă lor mintea spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune și folositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca prin înțelepciune viață bună și dreaptă credință să fie bucurie și mângâiere părinților lor și întărie bisericii noastre ortodoxe, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe Sfânta curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și prunea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomeni. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și pe alății și toată viața,
viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce nu-ți înțelepciune, ai impus începutul creației tale și ai pus în ea armonie și putere și înțelepciune. Cel ce pe omul creat de tine l-ai izvestrat cu suflet viu și cu libertate, cu știință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a te cunoaște prin descoperire, dar și prin lumea ta cea văzută, ori nevăzută. Cel ce ai servit în el minte luminată și judecată limpede, Cel ce l-ai înarmat cu gând pătrunzător și cu dreaptă socotință, Tu Cel ce l-ai împotrivit pe David cu darul cuvântărilor și pe Solomon cu harul înțelepciunii, Tu Părinte Ceresc al cărui Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, la vârsta de 12 ani îi uimea pe învățații din templu cu o așa învățătură, cea mai presus de cuprindere. Tu însuți, Doamne, Cel ce din înălțimea cerului Tău duhovnicesc, îi vezi acum pe tinerii aceștia, copiii noștri, în fața cărților deschise și în așteptarea dascălilor lor. Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul acestui an școlar, pe dânsii și tot corpul didactic, și întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare, spre descoperirea adevărului Tău. Păzește-i de cursele rătăcirilor trezătoare de suflet și înalță-i deasupra grijilor mărunte. Dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii. Înzestrează-i pe ei cu voința de a-și sluji biserica, patria și neamul, prin comara sufletului lor, deprinde-i cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-și pune nădejde în ajutorul și binecuvântarea Ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, care într-un cel înalt locuiesc pe cele smerite privești, Cel ce-a binecuvântat casele Leban cu intrarea lui Iacob și casele lui Putifar cu venirea lui Iosif, Cel ce-a binecuvântat casa lui Abiadar și prin aducerea achivotului legii în zilele prin intrarea într-un Hristos, Dumnezeul nostru, ai dăruit mântuirea casei lui Zahion să te rugăm. Binecuvintează și locașul acesta și cu frica ta întărește pe cei care vor lucra aici. Îi păzește nevătămați de cei potrivnici și le trimite binecuvântarea înălțimea locașului tău și te rugăm, binecuvintează și înmulțește toate bunătățile în locașul acesta. Că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm, caută acum milostivește rugăciunea noastră a smeriților și nevrednicilor tăi slujitori și te rugăm, trimite harul prea Sfântului Tău Duh peste îndelemul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea lucrului acesta și a locașului care s-a zidit pe el spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice și a bântuirilor diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi, sfințești toată Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra Celui potrivită Duiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Se binecuvintează aceasta, prin această fistuvirea cu această apă Sfinții în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului.
Sănătate, să mai faceți lucruri frumoase în comună, în continuare. Mulțumim și noi de invitație și un an bun să vă dea Dumnezeu, da? Succes copii la școală! Vă mulțumim, părinte Ungureanu și părinte Alin Nicoară, pentru deosebita slujbă și deosebit de emoționată pe care a săvârșit-o cu ocazia sfințirii și deschiderii acestei așezământ, să-i spun așa, de cultură, de educație din cadrul școlii gimnaziale Emil Brăescu. Vă mulțumim tare pentru că ne-ați fost aproape, întotdeauna, de fapt, nu este pentru prima dată când veniți, ați fost întotdeauna aproape de noi, și de școală, și de primărie, și de comunitate care are în permanență nevoie de dumneavoastră. Ce să vă mai spun, încheiem aici festivitatea, doamnă director, vă rugăm să nu plecați, pentru că ne-am pregătit și pentru partea a doua a festivității, să spun așa, asta a fost festivitatea de sfințire, de deschidere, urmează să ne și respectăm un pic și pentru faptul că Atât, nu mai completăm mai mult. Mulțumim încă o dată tuturor celor implicați și doamnelor consilieri locali de care a amintit doamna director, doamnei Băiceanu și doamnei Chelaru, care toată săptămâna efectiv au stat la școală și da, un exemplu bun de urmat pentru noi toți. Și ce-au adus aportul pentru că acest edificiu să arate așa cum trebuie și să-ți primească mâine dimineață proaspeții elevi, copilași, nu știu cum, noi le spuneam, nu pionieri, pe timpul lui Ceaușescu erau altfel, șoimii patrii. Da, șoimii patrii, mâine de dimineață la prima oră. Vă mulțumim tare mult pentru sprijin și Consiliul Local, vă rog. Ar trebui să avem măști pe domnul? Da. Hai, de ce vrei să fie? Grădiniță, ce vezi dumneavoastră aici? Ce vreau frumos, da. Doamnelor,
cei care au dorit să participe.